Ion Ghilan locuiește în Căinari și vine la Chișinău de 3 ori pe săptămână pentru că are nevoie de servicii medicale. Majorarea taxei de călătorie îi va goli buzunarele, spune el, în condițiile în care bătrânul are o pensie de doar 1400 de lei. Ca și pasagerul și iese din bălămâri tețăm în țară. Sunt tot locul scumpiri, 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 salariile mici, pensiile mici, eu sunt pensionar care are. Și cam când te uiți, n-ai de mâncare. Majoritatea călătorilor cu care am discutat sunt oameni în etate, bolnavi, care se întorceau de la medici și care țineau în mâini pungi pline cu medicamente, costul cărora depășește cu mult pensia pe care o primesc. Nu mai veni, nu știu de acasă, ce să facem? Și noi avem de banii ăștia, nici 1000 eu nu primesc pensie. Nici ne ajunge banii ăștia, ia să o cotiți, iau-te, cum șăt. Și încă la bolniță am fost, ia că de acolo vin. Măresc și măresc și măresc ca să ne mâncăm măligă. Încă dacă o aveau și pe șeie. Ia că-i 80 de lei, am o ia drumul până acasă la mine. Dus, venit, a cât? 160. Și în afară de asta, de la rute și du-te la spital. Eu am o vin din spital la Chișinău. Și asta-i. Dacă va fi mai mult, încă cu 10 lei? Să ședem acasă, să murim și gata. Кошмару, короче. Выхода в принципе нету, все равно будет дорожать. Потому что на мировом рынке все дорожает. И бензин, и солярка, и газ, и все дорожает. Стоять факут гревы. Тот ясно, да, да, пусть факы. Че сам нас, то тут скумпешки. У них самое вес. То не Европа, кол, салари, лисбунь, да еще кучу салари. 4000 лей, карвин, не 4000 газа, ну... Șoferii spun că scumpirea tarifului cu 10 bani per kilometru este neînsemnată și susțin că în pofida acestor majorări vor lucra în pierdere pentru că motorina, piesele, dar și întreținerea microbuzelor s-au scumpit considerabil. 10 piese scumpiești motorina la 1 leu, dar plata tot așa e. Călători nu sunt, dacă scumpiască și arțanuri și... Ce înseamnă asta 10 bani la kilometru? Asta nimic. Dacă ar fi motorina să nu scumpească, asta de mașină și vă soluție oarecare. Dar așa, dacă motorina, cum se aude, ca să ajungă peste 20 de lei, ce ați fi asta și soluții? Dacă uitați-vă, ora 11 trebuie să plece, da? Și are doi călători. Ia gândiți-vă, cam cum merge la 150 de kilometri și te duci cu doi călători. Schimbă-le țenul la salariu. E sio, e vopros lișon. Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale a anunțat că a decis să propună spre consultări proiectul ce prevede majorarea tarifului pentru călătoriile interurbane, începând din data de 1 martie. Ministerul de Resort a decis să propună o creștere cu doar 10 bani per kilometru, ceea ce înseamnă că cei care plătesc acum 100 de lei pentru bilete vor scoate din buzunare 110 lei. Anterior, ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Andrei Spânu, a dat asigurări că nu există justificare pentru creșterea tarifului la transport. Svetlana Turcu, Victor Duduc, Accent TV.